Salutare, bine ați venit la canalul Pigeon Show Official. Am revenit acum și vreau să fac un video. Am o veste foarte, foarte proastă. Mi-a intrat un dihor în crescătorie și mi-a omorât în jur de 11 porumbei. Mi-au mai rămas doar 5 și uitați, tem să intre în crescătorie. Nu știu, poate mă ajutați cumva să pot să-i închid. Uitați, îi stau toți pe aici. Deja e seară, nu vor să intre în crescătorie. Uitați, zboară așa un pic, spun pe încolo pe casă. Uitați, zboară. Este... ce oră este? Este ora 8 și nu vor să intre în crescătorie. Vreau cumva poate să-i prind. Seara mai trecut mi-a intrat și mi-a omorât foarte mulți porumbei, pui, 7 pui am aruncat, ouăle, totul am aruncat. Dați zbor, suntem, doar aceștia mi-au mai rămas. A, mai sunt 2, dar sunt la un crescător dincolo, mai din deal, deja au fugit. Da, și cam asta-i vestea. Uitați-l cum vine, pun amuși un pic pauză și mai filmez puțin, să vă arăt că tot aici se vor așeza. Uitați, după cum v-am spus, ei deja acolo se duc. Uitați, deja este foarte seară și ei încă n-au intrat. Uitați, stau acolo. Muș, să vă mai arăt un pic. Ia, uitați cum v-am spus, mi-au rămas doar două perechi și un mascul. Ia, uitați aici, stă o femelă, nu știu de deja dacă se mai vede foarte bine. Uitați-o, ce o femelă moțată. Și acolo... scrieți în comentarii, poate știți cumva cum pot să-i prind. Uitați, să nu ziceți că vă mint. Uitați, vine exact chiar lângă mine, chiar acum au venit. Uitați, odesitul. Uitați cum stau. Aici vor să facă ouă. Stau de vreo 3 zile așa, eu ieri am venit și i-am văzut. Și voi încerca acum să-i prind. Și să-i dau în crescătorie. Uitați să vă arăt, dar și-n pod. Ia uitați, amuș. Uitați, vedeți cum chiar acum a venit unul. Și nu mă urc acolo și vor fugi. Poate voi încerca să-l prind, amuș, pe unul. A, nu am reușit. Tații, haideți să vă arăt și-n pod aici. Uitați că totul e. Cum am spus, am aruncat foarte mulți pui. Uitați, pod este totul gol. Le-am pus apă, mâncare. Nu intră deloc. Uitați, podul este gol. Chiar și dacă aș mai vrea să fac vloguri, nu voi mai avea cu ce. Mi-au rămas doar 7 porumbei. 2 s-au dus la un crescător. Bine, cam atât și cu acest vlog. Nu uitați să vă abonați, să dați un like. Pa! A, și dacă îi voi prinde, voi face un video și vă voi spune că i-am prins sau nu.